2 de la 14 la 39. Este predica lui Petru din ziua cinzecimii. Și zice cuvântul: atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt bezi cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple cu bucurie, de bucurie cu starea ta de față. Că despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun, fără sfială, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise un jurământ, cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Iisus, lui Hristos, a prorocit el și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ceea ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în cerul, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele mele. Sub picioarele tale, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce acum sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Amin. Domnul să dea har ascultării cuvântului și predicării și Domnul să ne ajute pe toți. Avem acest pasaj înaintea noastră, care e continuarea celebrului pasaj de cinzecime, care începe de la versetul 1 din capitolul acesta 2 până la versetul 13. Și în acest pasaj, de la 1 la 13, știm ce s-a întâmplat. Dumnezeu a revărsat peste ucenici Duhul Său cel Sfânt, niște limbi de foc, ca de foc s-au coborât peste ei și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dea Duhul Sfânt să vorbească. Și oamenii erau uimiți din prejurul lor, în prejurul lor, că vorbeau lucruri pe care ei le înțelegeau. Pentru că erau în vremea aceea, în perioada aceea, fiind sărbătoarea cinzecimii, erau în Ierusalim o grămadă de oameni din tot felul de națiuni, spune aici versetul 9 și 10. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, nu mai continui lista, e mare. Erau foarte mulți din foarte multe națiuni acolo în Ierusalim, evrei care
trăiau în diaspora și temători de Dumnezeu, adică oameni dintre neamuri care se atașaseră la sinagogile din diaspora, și vreau să vadă această, ce e cu această sărbătoare a cincizecimii. Și se întâmplă evenimentul ăsta și apoi Petru începe să predică și exact ceea ce am citit noi este predica lui Petru de cincizecime. Acum, ce este cu această sărbătoare a cincizecimii? Ce e ea de fapt? Sărbătoarea asta era o sărbătoare foarte importantă pentru evrei. De ei de 3 ori trebuiau să meargă la Ierusalim pe an. De Paște, de sărbătoarea cincizecimii și sărbătoarea secerișului. Astea erau sărbătoarea corturilor. Astea erau cele 3 sărbători. Paștele, care era împreună cu sărbătoarea azimilor și mai multe sărbători conectate așa de sărbătoarea Paștele, cincizecimea și sărbătoarea corturilor. Și de această sărbătoare, în această sărbătoare a cincizecimii, zice istoricul Flavius Iosefus că se adunau peste 2,5 milioane de oameni în Ierusalim. Atât era de importantă și de Paște, dar și de sărbătorile astea cu pelerinaj la Ierusalim. 2,5 milioane de oameni erau acolo strânși în Ierusalim. Și se aduceau 2 pâini făcute cu drojdie, spre deosebire de pâinile pe care trebuiau să le aducă de Paște, spre exemplu, care se aduceau fără drojdie. Și acest dar, cele 2 pâini, era legănat înaintea Domnului și exprima ideea că este sfârșitul sau este sfârșitul anului agricol. Într-un fel, se recolta toată recolta care era și oamenii aduceau ca simbol al recoltei aceste 2 pâini înaintea lui Dumnezeu. Uite, Domnul ne-a binecuvântat, este sfârșitul anului agricol. Și în această sărbătoare, așa cum o înțelegem noi în creștinism acum, că ea a fost, în această sărbătoare s-a revărsat Duhul Sfânt, e foarte controversată, nu în zilele noastre, nu? Pentru că și foarte interesantă și controversată, se întâmplă niște minuni aici, lumea e fascinată de tot ce înseamnă miraculos. Și unii, așa cum sunt penticostali, vor zice aici e despre vorbirea în limbi. Sărbătoarea asta este despre vorbirea în limbi, trebuie să vorbim în limbi. Deci că așa vedem în Fapte 2 și în alte părți din Scriptură. Alții văd în această sărbătoare că Duhul Sfânt s-a coborât cumva din locurile cerești, așa, pe pământ, la noi, și de atunci încolo Duhul Sfânt lucrează în lumea noastră, așa cum n-a mai făcut-o până atunci. Alții, în schimb, vorbesc despre înființarea bisericii la cincizecime. Și cincizecimea e importantă pentru că ea ființă biserica. Însă, din câte văd eu în pasajul acesta și sper să arăt clar acest lucru, că pasajul ăsta nu vorbește de niciunul dintre aceste lucruri în principal. Bătaia de inimă a pasajului nu este nici vorbirea în limbi, nici faptul că Duhul Sfânt, chipurile ar fi coborât din locurile cerești între oameni, și nici faptul că biserica ia ființă. Cred că biserica n-a luat ființă aici, dar asta e altă discuție. Despre ce e până la urmă această sărbătoare a cincizecimii? Coborârea Duhului Sfânt. De ce coboară Duhul Sfânt? Cum aflăm aici? De ce Duhul Sfânt îi împuternicește pe acești oameni? De ce îi umple pe acești oameni? De ce are loc toată această întâmplare? Și aș sugera un verset prin care poate să funcționeze ca o lentilă pentru a vedea însemnătatea acestei sărbători. Și aceste versete sunt în Ioan 16:14. Și Ioan 16:14 spune că Duhul Sfânt, care va fi trimis, 14:15, în capitolul 16 din Ioan, vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Iisus vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt care va avea loc atunci când El îl va trimite, Hristos îl va trimite pe Duhul Sfânt. Și El spune în versetele 14 și 15 că El, Duhul, adică, mă va proslăvi pe mine pentru că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am spus că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut.
Cu alte cuvinte, lucrarea Duhului Sfânt, așa cum Hristos o înțelege și ar trebui și noi să o înțelegem, este lucrarea de, El mă va proslăvi pe mine, este lucrarea de proslăvire a lui Hristos. Dacă este ceva care îl interesează pe Duhul Sfânt, este Hristos. Dacă este ceva care îi dirigează interesele Duhului Sfânt în lumea noastră, aceea este glorificarea lui Hristos. Și pasajul ăsta vom vedea, Duhul lui Dumnezeu coboară și lucrează așa cu putere, tocmai ca să-L înalțe pe Hristos, tocmai ca să-L glorifice pe Hristos. Rusaliile, cu alte cuvinte, sau cinzecimea, sărbătoarea asta nu este nici despre vorbirea în limbi, nici despre așa, nici despre luarea ființă a bisericii, nici despre coborârea Duhului în lume, ci este despre Hristos. Este despre măreția lui Hristos și despre slava lui Hristos. Și primul lucru pe care Hristos îl face, pe care Duhul îl face cu privire la Hristos, cu privire la înălțarea lui Hristos, este că Duhul este turnat peste ucenici ca o autentificare a identității mesianice și divine a lui Iisus cel înviat. Duhul lui Dumnezeu este turnat ca ucenicii să autentifice că Hristos, care a fost mort și cei din vremea aceea credeau că a rămas mort, că l-a înviat, este cu adevărat Mesia și a înviat cu adevărat dintre cei morți. Pasajul pe care l-am citit e un pasaj foarte interesant, e ca o piramidă așa. Are câteva versete care sunt în paralele și la mijlocul piramidei, sus, sunt cele două versete pe care o să le citesc acum, 31 și 32. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii lui. Despre asta este sărbătoarea asta. Despre faptul că Dumnezeu a vrut ca Hristos să fie înălțat, să fie autentificat în văzul tuturor, în văzul tuturor oamenilor, da? Și oamenii să zică, e incontestabil ceea ce vedem acum și a fost dat, ceea ce vedem noi a fost dat din pricina lui Hristos, care a fost mort, înviat și acum înălțat, și de acolo, de unde este înălțat, a turnat ceea ce vedem și auzim, cum zice aici, versetul 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta Tatălui și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului, a turnat ceea ce vedeți și auziți. Deci Hristos, suit în locurile cerești, a turnat acest dar al Duhului ca oamenii să-L autentifice pe El ca Mesia. Și această coborârea Duhului Sfânt reprezintă împlinirea profeției din Ioel. Vă amintiți? În Ioel spune că în zilele din urmă Duhul lui Dumnezeu va coborâ, așa, și am citit ce zice, în zilele din urmă, în versetul 17, voi turna Duhul meu peste orice făptură. În Vechiul Testament doar câțiva oameni au avut acest dar al Duhului Sfânt, dar acum zice Biblia, în zilele din urmă voi turna peste orice făptură. Peste orice făptură. Chiar și roabele și robii mei, adică oamenii cei mai de jos, cei mai nesemnificativi în ochii oamenilor, și ei primesc acest dar al Duhului extraordinar pe care Moise și câțiva oameni din toată istoria Israelului l-au avut și l-au avut așa cu putere. Și zice Biblia că Hristos, bărbați israeliți, versetul 22, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru. Pe omul acesta, voi l-ați răstignit și l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Asta este centrul predicării lui Petru. Voi, cei care ați fost în Ierusalim acum, atunci când a fost omorât, voi l-ați omorât pe acest Hristos, dar Dumnezeu, pentru că era Hristos, pentru că era Mesia, asta e Hristos sau Mesia, e același lucru, pentru că era Mesia, omul ăsta, a fost înviat dintre cei morți de Dumnezeu Tatăl. Și acum că l-a înviat, a turnat peste voi și ceea ce vedeți este lucrarea Lui, prin care El se arată lumii cine este și că este Mesia și că este cel
promis de Dumnezeu în vechime. Asta este primul lucru. Autentificarea identității mesianice și divine a celui, a lui Iisus cel înviat. Pentru asta a venit Duhul. Și pentru asta vine și în viața noastră. Să arate lumii și să arate lumii că Iisus este Mesia, că Iisus este cel promis de Dumnezeu și că în El avem viață veșnică. Și dacă Duhul este dat, nu este dat ca să ne jucăm noi ca cu o jucărie frumoasă pe care o avem și o facem ce vrem noi cu ea, nu? Este, Duhul Sfânt este dat și este turnat în viața noastră ca să-L înălțăm pe Hristos, să-L înălțăm pe El ca Mesia. Apoi, în al doilea rând, Duhul Sfânt este turnat peste ucenici pentru a-i fi martori. Adică pentru a predica pe Hristos. În 1 cu 8 vedem foarte clar asta. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Toată predica lui Petru, de fapt, pe care am citit-o, este, de fapt, o împlinire a ceea ce a zis Hristos. Duhul Sfânt se va coborî peste voi, aici Petru e, și voi veți predica peste tot, începând din Ierusalim și până în Samaria și până la marginile pământului. Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Deci, Duhul lui Dumnezeu este trimis peste oameni, iarăși, într-un mod cristocentric, așa, ca să noi să fim martorii lui pe pământul ăsta. Și aici aș vrea să precizez ceva. În Fapte 4, când ucenicii sunt, începe persecuția asupra bisericii și ei sunt, nu știu ce să mai facă, și se adună la un loc, Petru, Ioan și toți ucenicii, și în 4 cu 32 până la finalul capitolului, nu, în 4 cu 29, are loc o rugăciune a acestor ucenici care erau fuseseră persecutați și acum erau fricoși puțin. Și erau fricoși că, na, începuse persecuția și le era frică de treaba asta. Și s-au rugat acolo, Doamne, în adevăr, împotriva, versetul 27, împotriva robului Tău cel Sfânt pe care l-ai uns Tu și s-au însoțit în cetatea acestea Irod, Pilat, din pont cu toate neamurile și așa. Ca să facă tot ceea ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu îndrăzneală și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău cel Sfânt Iisus. Oamenii De aici, ucenicii adunați aici s-au rugat ca Dumnezeu să-i umple, să le dea acest har și să fie martori al lui Hristos, autentici și cu putere, să fie martori al lui Hristos, de netăgăduiți, să facă minuni prin ei, semne și așa mai departe. Și versetul 31 zice că Dumnezeu le-a împlinit această poruncă și după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, iar zice, și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Asta e marca celui umplut de Duhul Sfânt. Vestește cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și observați umplerea asta cu Duhul Sfânt sau umplerile repetate, pentru că cred că Duhul lui Dumnezeu ne umple, poate să ne umple, nu am fost doar o dată umplut și după aia gata, nu mai avem nicio treabă. Nu, putem să ne mai umple de Duhul Sfânt și asta e o lucrare care se poate reînnoi în timp. Și vedeți aici, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei pentru că dorința lor era una de a-L glorifica pe Hristos. Duhul lui Dumnezeu nu se coboară peste oameni care vor să ia șerpi în mână și să îi, nu știu, să facă scamatorii ca la circ. Și cum sunt unii care, da, crezu că promisiunea e în versetul Marcu, în ultimele versete, care spune că veți lua șerpi și așa mai departe și nu vă vătăma și așa. Și a murit tipul respectiv. A luat șerpi și a vrut el să facă un predicator și până la urmă a mușcat o viperă și a murit. Nu pentru asta e dat Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dat cu putere, chiar și cu semne și cu minuni, pentru ca Hristos să fie înălțat, Hristos să fie predicat, Hristos să fie înălțat până la marginile pământului, din Iudeea și până la marginile pământului. De asta este dat Duhul Sfânt. Și dacă te vei ruga, Doamne,
cu sinceritate, Doamne, vreau să-L înalți pe Hristos. Vreau să-L propovăduiesc pe Hristos în lume. Vreau să am putere în treaba asta. Nu mai vreau să fiu, să mă tem de oameni, să cuvântul meu să pice ca nu ca în perete. Umple-mă, vreau să-L vestesc pe Hristos, Duhul lui Dumnezeu. Atunci vine peste noi, când suntem cristocentrici, nu egocentrici. Da? Și în al treilea rând, Duhul Sfânt este turnat peste credincioși peste necredincioși, scuze, pentru a-L descoperi pe Hristos. În Ioan 16:9 zice, cu privire la păcat, lucrarea Duhului, pentru că ei nu cred în mine. Păcatul este definit acolo ca fiind necredința în Hristos. Și Dumnezeu spune în Fapte 2:36 că Dumnezeu l-a făcut Domn pe Hristos, Domn și Hristos, pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și după aia zice în 37, după ce au auzit aceste cuvinte, că ei l-au răstignit pe Hristos, au fost străpunși în inimă și au zis ce să facem. Și păcatul poporului, așa cum îl înțeleg eu, nu este ceva general aici, nu este ceva, au păcătuit și ei, au trăit în păcat toată viața lor. Nu, păcatul despre care Petru vorbește aici este păcatul răstignirii lui Hristos. Oamenii ăștia l-au răstignit pe Hristos și era un păcat direct împotriva lui Hristos. Și așa trebuie să vedem și noi păcatul, ca fiind o ofensă împotriva lui Hristos. Și Dumnezeu, prin Petru, le spune acestor oameni, voi trebuie să vă pocăiți de păcatul ăsta. Da? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Întoarceți-vă la Hristos. L-ați dezonorat până acum. L-ați răstignit o parte din voi, că nu erau toți, probabil n-au fost toți prezenți de Paște când Hristos a fost răstignit. Voi l-ați răstignit pe acest Hristos, dar acum întoarceți-vă de la starea asta de vrăjmășie față de Hristos pe care voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, și întoarceți-vă la El și pocăiți-vă de păcatul ăsta. Și Duhul Sfânt, observați, au fost stăpâni în inimă. Nu poți să vezi decât lucrarea Duhului Sfânt aici. Duhul Sfânt le-a stăpâns inima, pentru că Duhul Sfânt lucrează atunci când noi prezentăm păcatul nu ca fiind o chestie, ca fiind o greșeală, ca fiind un standard moral pe care noi nu l-am îndeplinit. Nu. Duhul Sfânt lucrează atunci când păcatul este definit drept o rebeliune împotriva lui Hristos, drept o răzvrătire împotriva lui Hristos și o ură față de Hristos. Atunci Dumnezeu lucrează. Haideți să nu mai, când predicăm Evanghelia, să încercăm să definim păcatul în felul ăsta. L-ai dezonorat pe Hristos, ai păcătuit împotriva lui Hristos. Și în ultimul rând, Duhul Sfânt este turnat cu scopul de a uni în Hristos pe oameni din toate națiunile și de toate limbile. Citeam mai devreme, fă-ne pe toți împreună, fă-ne o inimă împreună, fă-ne un gând împreună. Asta a făcut Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt face ceva, face o lucrare de unire în Hristos. Noi nu ne unim în jurul părtășiei, în jurul X-ului, Y-ului, Z-ului, așa cum se unesc unii oameni. Noi ne unim în jurul lui Hristos. Zice Fapte 2:8, cum de îi auzim? Oamenii ăștia erau uimiți. Cum de îi auzim noi în limbile noastre? Cum de auzim fiecare dintre noi vorbind în propria noastră limbă în care ne-am născut? Erau oameni cucernici acolo în Ierusalim, versetul 5, sau prozeliți, oameni din alte națiuni, și erau și evrei, cum am spus, evrei care trăiau în diaspora, și aceștia participau din curtea neamurilor, acești neevrei, ei nu puteau să intre în curte, participau, era o curte mare, a curtea neamurilor, și acolo participau și ei la sărbătoarea asta. Și ce se întâmplă la cincizecime este exact reversul a ceea ce se întâmplă la turnul Babel. La turnul Babel, oamenii din multe dintr-o singură națiune, că era o singură națiune atunci pe pământ, s-au adunat acolo pentru scopuri umaniste, așa, să ne facem un nume, ziceau ei, să ne facem un nume mare pe pământ. Da? Și Dumnezeu a încurcat limbile lor. Dumnezeu a încurcat limbile lor acolo pentru că scopul lor era unul umanist. Și așa este. Umanismul dezbină.
Umanismul dezbină. Atunci când ești concentrat pe tine, pe nevoile tale, pe problemele tale, ești dezbinat de celălalt, pentru că nu mai poți să vezi nevoile celuilalt. Te vezi numai pe tine, te vezi numai pe tine în centru. Însă, când Hristos este predicat, când Hristos este acceptat, când Hristos este primit, atunci se realizează reversul Babelului. Atunci parcă dintr-o dată limbile noastre converg, ne înțelegem unii cu alții. Oamenii ăștia se înțelegeau și înțelegeau vestirea propovăduită de credincioșii de acolo. Hristos unește. Asta este realitatea și prin venirea Duhului oamenii, toate națiunile și din toate neamurile, toate limbile sunt unite și zidul de la mijloc care îi despărțea este surpat. Este surpat. Și asta este dorința lui Dumnezeu, ca prin Duhul Sfânt care este coborât, noi să ne unim. Acolo, de aceea, acolo unde oamenii vorbesc în limbi, dar sunt dezbinați, acolo nu este lucrarea Duhului Sfânt. Sau cel puțin nu este lucrarea Duhului cum pretinde ei, în plinătatea ei. Că oamenii de obicei pretind că sunt plini de Duhul când vorbesc în limbi. Hristos ne unește pe când umanismul ăsta ne dezbină. Și sărbătoarea asta, vorbeam la început că sărbătoarea cincizecimii era sărbătoarea care încheia anul agricol, care se aduceau înaintea Domnului niște aceste două pâini ca simbol al recoltei. Și aici asta este. Dumnezeu a vrut să-i dea lui Hristos o recoltă. O recoltă, da? Oameni care să se convertească și oameni care să-L urmeze pe El. Și exact asta e. Avem o grămadă de oameni care cred în Hristos, 4.000 de oameni. 4.000 de oameni. Și Dumnezeu îi oferă lui Hristos această recoltă frumoasă de oameni convertiți prin puterea Duhului. Și lucrarea Duhului este lucrarea de această, de confirmare a faptului că Iisus este Mesia lui Israel. Și Domnul să ne ajute să gândim cristocentric despre lucrarea Duhului, că altfel greșim total și nu vom avea parte de plinătatea Lui dacă, în schimb, îl punem pe El în centru. Și când suntem noi în acea bătaie a Duhului Sfânt, bătaia Duhului Sfânt sau râul pe care curge Duhul Sfânt este râul glorificării Lui Hristos. Nu merge. Știi, există și lacuri pe lângă și puțuri pe lângă și mai există și niște bălți pe lângă râuri. Dar dacă ne zbatem în râurile alea, în bălțile alea de pe lângă, nu o să primim plinătatea al Duhului Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt o primești atunci când ești în bătaia asta a Duhului. Și bătaia Duhului, bătaia de inima Duhului este glorificarea lui Hristos. Până nu vom înțelege asta, nu vom experimenta plinătatea. Dar Domnul să ne ajute să înțelegem și să experimentăm har după har prin puterea Lui. Amin.